Zic că în 5 minute începe prima partidă, după care va avea loc cea de-a doua, după aceea va avea loc festivitatea de deschidere a competițiilor ceală. Atenție! Christoph! 5 minutes! First game! Așadar, vă rog, peste 2 minute terenurile sunt libere și începe competiția propriu-zisă. Vă mulțumesc! Vă rog mult! Oscar, Christoph! All the teams! Da. Facem totuși deschiderea oficială, o facem repijor și după aceea dăm drum competițiilor propriu-zise. Vă mulțumesc! Stimați prieteni, cu deosebită plăcere vreau să vă anunț că în această zi, ca de regulă în fiecare an, depunem eforturi pentru a petrece competiția la rugby în 7 și dați-mi voi ca din capul locului să mulțumesc tuturor celor care au pus umărul la ceea ca competiția propriu-zis să aibă loc și în primul rând primăriei și domnului primar Comunii Stăuceni. Cu deosebită plăcere îi acord cuvântul pentru această lucru. Stimați participanți, stimați oaspeți, suntem nespus de bucuroși să vă vedem aici la noi în ospiție, la campionatul pe rugby 7 anunțat Cupa Primarul Comunei Stăuceni. Să vă dorim succese tuturor. Evident că cineva învingător o să fie unul care este cupa învingătorului și cupa cel mai bun jucător. Eu vreau să zic că nu așa des se petrec, cu părere de rău, campionate la rugby 7, dar acest fel de sport, să spunem așa, este în dezvoltare în Republica Moldova și chiar ieri a fost un joc foarte interesant. Vreau să zic că noi, Comuna Stăuceni, așa a fost să fie astăzi, suntem înfrățiți cu Stăuceni Botoșani România și avem oaspeți din România. Care sunt românii? Vă felicităm la noi! Noi tot așa suntem înfrățiți cu Comuna Stăuceni din regiunea Cernăuți cu Ucraina. Unde sunt ucrainenii? Gospoda ucraineță, mă pabrătimă Stăuceni Cernăvțe, e vreo nas găsea. Și tot așa noi suntem înfrățiți cu Comuna Siedlice din Polonia. Поляки, уважаемые господа! Мы рады видеть вас у нас в гостях. Желаем всех успехов, succese, învingeri și succese. Îi mulțumim domnului primar și aportului mare care a fost făcut din partea primăriei pentru petrecerea acestei competiții. Așadar, nominalizăm echipele participante la această competiție. Echipa națională a Poloniei. Polonia Under 19. Echipa școlii sportive USPE. Titan Rugby Club. Rugby Club UTM. CSM Galați. Epoca Politehnic Kiev. Și clubul Blue Marine. Doamnelor și domnilor, acum pentru o clipă va fi intonat imnul de stat a Republicii Moldova, după care festivitatea practic se va încheia. Vă rog, aliere la drapel!
Vă mulțumesc! În două minute începe meciul Polonia Rugby Club Titan. Primul meci. Succes tuturor participanților la competiții! Thank you.
заебало, бля. Саня! Король! Atenție, domnilor și doamnelor, cu ajutorul domnului am finisat competiția. Dați-mi voi, domnul primar, să acord cuvintele de felicitare cu ocazia finisării competiției în cauză. Să-i mulțumim foarte mult pentru faptul că ne-a susținut în faptul că am petrecut această competiție. Domnul primar, încă o dată mă salut dumneavoastră, bună ziua, sau deja bună seara, s-a cam prelungit competiție, dar asta e de bine, că ați avut energie să fiți participanți până la final. În primul rând vreau să vă doresc sănătate și succese în viitor, indiferent care și ce loc au ocupat, primul, a doilea sau a treilea, important a fost participarea. Și a fost așa la noi, cum am zis, este după primarul Comunei Stărceni, în care se mânează învingătorul lui, dar mai aveam și o mică cupă la cel mai bun jucător. Evident că noi mizăm numai pe notificarea arbitrilor și am cam uitat de arbitre. Vreau să le mulțumesc lor pentru participare, pentru arbitrarea acestor meciuri. Atunci, învingătorii, după decizia și evidența tuturor, au fost echipa Poloniei. Mergem, facem decernarea independență în ordinea descrescătoare. Așa da. Echipa Blue Marine, invitată. Pentru locul 8 aici. Bravo! Uite așa, și un bac de bine. Bravo! 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 Echipa Titan! Titan! Echipa Galați! Abieri primul! Evident berea din asta! Atent! Echipa USPE Școala Sportivă! Эпоха Политехник. Замечательная игра. Отличная игра в полуфинале. Очень красиво. Молодцы. Я очень рад за вас. Действительно, понравилось очень. Два ящика пива. Третий удар. Регби-клуб Бутымес. Слава! 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 Сл
И победители Польска сборна. Да. Да сюда повернитесь. Я думаю, что я не сильно ошибусь, если пару слов скажу на русском, потому что на польском я искренне поздравляю экипу и команду победителей. И утром я уже говорил, что наша коммуна Ставчень побратима с коммуна Седлице Польша. Conform deciziei, cel mai bun jucător a competiției a fost declarat așa, Michael Veza. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că toate echipele au participat. S-a întins puțin, timpul a fost relativ favorabil. În schimb, am petrecut și pentru asta am permiteți să vă mulțumesc la toate echipele. Vă mulțumesc всем командам за то, что пришли, сыграли и кто как выиграл. Благодарю!